asta nu e. Să ne se vadă și fețele. Asta este o provocare. Ne trebuie un selfie de la 100 de metri. Nu, ne trebuie doar un motiv. Hai să zburăm. Hai că pierdem vremea de pomană. Așadar, ăsta este unboxing-ul. Aceasta este drona care costă doar... 100 de metri. Nu, gata. Like, share și subscribe, că nu vă zicem prețul, că ne e rușine, gata. Nu mai, nici nu mai zburăm. Tu zbori, eu nu zbor. Nu mă bag, nu. Cine stângea? Cât ai zis, mă? 35.000! Apasă tu butonul, nu mai, nu mai. Dacă nu făceam casă, am luat 5! Am avut bani, dar n-am vrut să o iau! Auzi? Deci nu este vina mea, a venit, nu l-a obligat nimeni. Da? Aducă, da. Cred că și la transpirat, ok? Mm-hmm. E ok. Ți-e cald? Puțin cald, ok. Ok, și gândește-te că a venit cu asta în condițiile în care știe ce am făcut cu ultima dronă. Dar n-a fost vina mea, eu doar eram și eu pe aici. Dar se spune că odată ce știi să pilotezi un DJI, vei ști să pilotezi și alt DJI. Sigur, ia! Pornește la fel, uite, zboară exact ca un Spark, zboară tu! Zboară, puiule! Hai afară. Eu nu zbor, ți-am zis, eu nu zbor. Bogdan, doar dacă zbor tu, jur, eu nu zbor. Nu. Okay. Să se consemneze. I-a fost frică. Lubucnici a fost frică și nu a zburat el. Doar dacă insistă Bogdan. Dar eu nu. Insist? Nu insist. Și Bogdan nu insistă, am scăpat. Ai zis că insistă, nu? Ai zis că insistă, am auzit că insistă. Durează prea mult conversația asta și mi-e cald. Mi-e cald, cine a oprit aerul? Pe bune, acum hai să strângem. Pentru că mă uit la ea și eu văd că e gata de zbor și nu este ok ce facem aici. Stai un pic, cât de serios vorbim acum? Lore, serios acum, chiar ne trebuie mașina aia? Dar du-te mă și zboară, ce poate să se întâmple? Ai auzit cât costă? Da. Știi, ai auzit cât e? Cât e? 35.000. De ce? De euro. Ok. Stai liniștit, ți dau eu. Ca să te și vadă oamenii la față, Bogdan, ne-am teleportat într-un loc în arealul unor fazani pe care i-am văzut și pe care o să-i vânăm. Din dronă. Bineînțeles. N-am instalat niciun fel de armă pe dronă încă, dar o să-i vânăm după poze, adică o să facem bird watching din aer. Exact. Iar eu o să țin telecomanda, iar tu o să o pornești și tu o să o decolezi, adică eu chiar nu mă bag, doar că vreau să pot să fac exact atât cât mă lași. Sigur că da. Bine? Da. Ok, eu pornesc asta, tu dai drumul la dronă, da? Perfect. Fugi. Am dat drumul la telecomandă și acum așteaptă să pornească drona care este dincolo. O să dau un manual flight. Am un checklist, o să-i dau un return to home altitude la 30 de metri. Avem busolă, avem IMU și așteptăm să-și ia sateliții GPS. Are nevoie de o calibrare a busolei, zice el, dar deocamdată ar avea o interferență. Aici magnetic field, Bogdan? Da. Dar își revine repede, nu? Da. Hai că te ajut eu. Hai. Regula este valabilă ca la alte drone de la DJI. Bogdan se învârte acum în jurul lui, ca și cum ar dansa un dans ciudat. Ce zice? Acum întoarce-o, așa, și acum învârte-o în jur, tot așa, în jurul axului, invers a celor ceasornicului. Face the nose down, rotate aircraft 360, bine, nose down. Dar zice că e ok și așa. Așa, invers a celor. Acum e ok. Obstacle avoidance, radar, hai să arătăm și radar map. Oprim și repornim și telecomanda. Bă, dai babană. Asta o simți la încheietură după o vreme. Îți trebuie ham. Strina... Ham din ăla, am 4 puncte de prindere, ca centurile, știi? Clar. Subțica lumea. Două apăsări pe telecomandă, două apăsări pe butonul din spatele bateriilor și drona repornește. Îi dăm pe manual, nu? Manual. Pe aeroportul Băneasa în spate, dar nu zboară nimeni. Cannot take off, scrie cu roșu. Deci nu se ridică? Nu mișcă? Nici pe manual? Adică noi în aviație le-am mai zburat. Trebuie să mergem spre Corbeanca, că aici nu putem zbura.
O oră mai târziu ne-am mutat, că era no fly zone. Am ratat fazanul. Hai să încercăm să zburăm aici, că aici am mai zburat. Dăm pe manual flight. Another aircraft is nearby. Să fim ok. Suntem good. Funcționează și cu aplicația DJI Pilot, dar funcționează și cu DJI Go 4. Uite ce poți să văd camera frontală. Ready to go. GPS. Suntem într-o zonă de atenționare, dar nu zburăm oricum sus. Te las pe tine să apeși. Hai Bogdan, curaj. Poți să pilotezi eu? Cum controlez acum camera? Că eu te ia să uităm un pic la stânga. Downward, o fi de la camera? Nu. No. Ok, îi dăm corect, nu contează. Bun. 1080x25, în regulă. Ne apropiem puțin. Deci fără să se miște drona. Da, fără să miște drona, da. Hai să vedem ce mai avem aici. Un scooter ai, George? Bineînțeles. Foarte tare. Nu cred! Deci scooterul e acolo! Da? Auzi, hai să facem altceva, hai să ne facem selfie, Bogdan, că de-aia am venit aici. Asta la cât e? 3X! Abia 3? Stai să-mi fac preza, mai dă-i! Hey. Nu cred! Sunt urmărit! Și acum mă caută, nu? Da... Fantastic! Deci este în stare să țină cadrul de prim plan de la distanța aia. Și asta este la 17x. Hai să ne ridicăm și mai sus. Și mai, și mai, și mai, și mai. Și acum în sus. Și acum ea este la o înălțime de... Vai, nu cred. Și acum este la 9x. Hai să vedem. Uite aici avem un 30x. Și acum mai coboară un picuț în... Așa. Da. Și uite, vezi, în același timp putem să vedem exact ce vede drona în fața ei. Deci avem două feed-uri video simultane de acolo și am fi avut și termo dacă puteam instala și camera de termoviziune. Uite-l pe Radu în 26X. Ce aparat are Radu? Pe 30X îl văd ce scrie pe camera lui Radu, fii atent. Ia stai. Freza mea la 30X. Tare, foarte tare. Bun, asta este, să zicem, foarte utilă pentru search and rescue, pentru căutare. Da. Dar hai să ne mai ridicăm și mai sus să vedem cam cât de mult vede când nu mai auzi. Sunt tare curios. Am eu curiozitate puțin, poate este puțin macabră. Deci sus, 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 sus. Curaj. Că dacă cade de acolo, cade la fel. Să zicem că suntem într-o zonă, într-o căutare din asta. Da. Și vrem să vedem dacă este vreun copil rătăcit. Și deja la aproape 200 de metri, deja vedem detalii. Deci 65 de metri. Hai să ne urcăm și mai sus. Hai să urcăm la 100 de metri. Deja abia o auzim. Și acum o să dăm zoom de la 100 de metri înălțime. 9X. 27X. Hei! Deci deja de la... Dacă patrulezi o zonă de genul ăsta de la 100 de metri altitudine, poți să vezi cam tot ce se întâmplă în zona. Poți să vezi oameni, poți să vezi obiecte, poți să recunoști ce se întâmplă acolo și cu o cameră de termoviziune poți să vezi mișcare chiar și pentru întuneric noaptea. Exact. O cameră de genul ăsta este limitată de lumină. Apropo, noi suntem la apus și se descurcă destul de ok. Camera nu este cea mai avansată cameră pe care o poți pune pe drona asta. Am văzut că sunt X5S-ul care pot trage 4K. Auzi, dă-mi voie să fac un selfie casei. Te rog. Un droni, pardon. Te rog. Deci, o să fac așa. O să înclin... Exact. Eu sunt obișnuit să controlez camera din dronă, nu neapărat din comanda ei. Și acum o să dau zoom pe casă. Da. Doar 10X. Ești la 10X, deci. Dar pot să-mi fac inspecția la panourile fotovoltaice. Exact. Panourile, uite, la 30X eu zic că sunt ok. Deci pot să-mi fac inspecția de pe casă fără probleme. Ia să vedem cum sunt panourile de apă. Și ele sunt bine. Ori au făcut treabă bună băieții? Să vedem, dăm un zoom. Nu cred, acum face digital, nu? Acum focalizează. Da. Astea sunt panourile de pe foișor.
dacă nu greșesc eu. Da. Fii atent, din unghiul ăsta văd tot. Văd și grătarul pe care l-am stricat. Și acum dau zoom out complet. Mă, în momentul ăsta că îl filmăm, este un pic public. E un pic public. Așadar, de la 100 de metri altitudine și vreo 40 de metri de casă, pot să văd la detaliu ce se întâmplă în toată zona de acolo și pot să fac o inspecție fără niciun fel de temere că pot să afectez pe cineva care ar lucra acolo. Ar fi fost foarte mult în timpul șantierului ca să pot survola mai de la distanță, știi? Exact. Ce mai place este că, fiind aplicația DJI Go 4, dacă dau internet în acest Crystal Sky, pot să fac și live-uri, din câte am văzut. Da, direct. Și faptul că suportă și două camere simultan mă poate ajuta să încep să fac producții și mai avansate, cu camere mult mai bune. Modularitatea asta a sistemului Matrice a făcut drona asta să fie poate cea mai bună dronă pe care o produce în momentul ăsta DJI. Este interesant. Foarte bine stabilizată, inclusiv cu zoom, filmarea este foarte bună. Acum o aduc ușor, ușor la sol. Văd că nu are nicio emoție în vânt și cu siguranță nu ar avea nicio emoție dacă este un pic de vânt în momentul ăsta, nici nu se simte pe cameră. Și sunt convins că s-ar descurca fără probleme chiar și cu un pic de ploaie. Aș aduce un pic mai jos și dacă îmi dai voie, aș face și un pic de viteză. Așa, la 10 metri, 15 metri altitudine. Un pic doar. Hai că nu pățește nimic. Facem o coborâre relativ rapidă. Așa. Și acum îi dăm pe repede înainte. Care e viteza maximă pe care o prinde când îi dai accelerație? Peste 60 de km la oră. Yeah. Nu sunt în sport mod, dar în sport mod ce s-ar întâmpla? În sport mod ar merge cu o viteză și mai mare. Hai să încercăm și pe lateral. Ar trebui să se întâmple același lucru, nu? Da. Fii atent. Ai văzut ce frumos a așezat gimbalul? Da. Fantastic. Se comportă bine? Se comportă excelent. O cumpărăm, să știi. O cumpărăm? Da. Hai să mai facem o dată cu mâna și să ne luăm la revedere, că se lasă întunericul. Radu, ești doar pe 3X, dar te vezi perfect. Fă-și tu cu mâna. Salutare tuturor! Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vreți să mai vedeți review-uri cu obiecte pe care nu ni le permitem cei mai mulți dintre noi. Dar dacă cumva vi le permiteți, vi le vinde Bogdan cu un adaos corespunzător. Minor, ai vrut să zici. Da. Nici noi nu ne permitem, dar ne-am jucat cu ea și putem zice că e ca și cum ne-am permis-o. Dar eu mă bucur că am avut posibilitatea să mă joc cu un Matrice, îmi doream chestia asta de vreo 2-3 ani. Și știi care e următoarea provocare? Vreau să mă joc cu aia de agricultură. Agrasul, da. Agrasul, abia și să testez și agrasul. Agrasul, da. Și dacă se uite cineva de la DJI la noi, că știu că colectează date, ca și Facebook și Cambridge Analytica, da, vă salutăm și trimiteți mai multe piese în România, că am eu nevoie pentru o dronă. Numai bine! A dus Parcul Radu. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Până vine Radu cu Sparcul, o să vă spun că avem pe masă cea mai mare dronă pe care am desfăcut-o vreodată. Da, asta e Sparcul. Ok, să depășim momentul. Așadar, există drone mici care fac poze și filmează, există drone mari care fac chestii, iar asta este o dronă profesională care face mai multe chestii. Hai să-ți facem împreună, că vorbim de pomană. Deci, cum se livrează o dronă profesională, da? Noi suntem la primul contact, știm doar că este un Matrice, un M210, o dronă profesională modificată cu anumite specificații într-o echipare un pic mai aparte. Hai, zice ce este acolo. Single upper gimbal connector. Deci aici e doar un conector pentru gimbal. Bun, deci aici avem așa. Aici avem așa. GPS kit. Adică GPS-ul vine separat. De la banii ăștia. Bănesc că o schimb pe ăla de Europa, pe ăla de Rusia. Exact, și îți permite monitorizarea dronei mult mai bine, pentru că un astfel de M210 bate până la 15 km? Nu, 7. 7. Știam eu ceva. Cât mai. Uite cum poate să arate un modul adevărat de GPS. Mai de o dată Sparcul? Nu e cazul. Așadar, acesta avem un GPS și avem și compas, așadar este și busolă și va ajuta drona să fie mult mai bine calibrată. Și deja văd primele piese din... Din fibră de carbon. Normal. Ca să fie ușor. Exact. Sabasa. Dar asta a fost doar busolă. Și fiecare piesă asta pe care o vedeți ajută drona să ajungă la un preț exorbitant cât o mașină premium. Deci asta este doar conectorul pentru gimbal. Pentru că în funcție de ce cameră vei folosi, vei avea nevoie de anumit conector.
Asta este conectorul pentru orice fel de cameră pui și ai mai multe opțiuni. Dacă îți configurezi o astfel de dronă, vei descoperi opțiuni care încep de la Z, cum îi spune la aia, X4S, care este pe Inspire 2, este camera cea mai ieftină, după care ai X5S, care este 5.2K, după care intri în zona de zoom și alte nebunii și... Și lentile microfocus. Exact. Ce-o fi aici? O poșetă. Deci, lasă-mă să ghicesc ce asta. Știi ce asta, nu? E de calibrare. Da. Ca să-și calibreze senzorii. Fii atent cât de tare. Și din sticlă ca să fie totdeauna dreaptă. Așadar, deși este calibrat, mă mai calibrez toată. Ca să nu ai erori. Normal. Pentru că drona asta zboară în locuri în care alte drone nu ajung. Cum ar fi? Simplu. Stâlpi în altă tensiune, da. Eoliene, așa. Munți, operațiuni de salvare. Niște garnituri de cauciuc care au siguranță. Este prinderea pentru cea de-a doua cameră, care are și siguranță. Măi, că cea de-a doua cameră. Pentru că drona asta vine cu două camere, Radu. Deci nu-i ajunge una. Nu-i ajunge una. Hai să avansăm. Hai de mai jos, măsă. Ca să ne vedem și noi. Ah, e bine, mă durea mâinile. Da, nu știu de ce nu folosim tehnologia. Luăm protecțiile astea și dacă te întrebai ce o să transport o dronă de genul ăsta după ce ți-ai cumpărat-o? Într-un troller. Dar îmi place trollerul ăsta. Eu cred că cu trollerul ăsta nu urci noi în Ryanair. Nu urci în Ryanair. Să lași la cal. Orice urca în troller o să rămână în starea în care... Nu, nu, nu te bălui. Nu te chinui singur. Au! Deci, drona a venit așa. Stai că te s-o întorc, că te să vezi. Uite așa. Ah, stai, era o țiplă aici, scuze, pe... Băi, nene, deci eu vreau una din asta pentru tăplase. Ești pregătit? Nu. Dar hai, deschide. Bine, ok. 3, 2, 1. Wow. Zi-mi care e prima senzație, la ce te-ai gândit? Că nu mai am niciun fel de treabă astăzi, hai să mergem, să ne plimbăm. Jason Bourne. Mission Impossible. James Bond. Ok, să fie sănătoși, noi avem jucăria la noi. Deci am senzația că am deschis o armă. O ceantă pentru armă. Așa trebuie să vină o dronă. Uite, ce, mai stai, uite câte piese, deci uite cât Lego. Nu atinge. Deci nu mai e mai distractiv decât la Ikea. Am greșit, știi că nu are două camere, are încep. Trei. O să vezi. Alea mici de pe ea, am înțeles, ok. Nu, funcțională. Deci știi ce ai tu pe Spark, nu? Da, aia e camera de pe Spark. Camera de pe Spark este doar camera care vede înainte, ca să vezi întotdeauna ce vede drona înainte. Stai puțin, că și aici avem niște probleme. Stai, distracția continuă. Asta este bateria de la telecomandă, Radu. Deci încărcătorul total pentru bateria de telecomandă. Da, și bateria asta este de, îți spun acum, capacitate de 4920 de mAh. E, da, a, și astea sunt tot de 4280. Dar astea sunt cu descărcare rapidă. Da. Și astea, bateriile standard, poți zbura cu ele până la 27-28 de minute. E, cât sparg? Corect. Dar noi avem astăzi aici ceva foarte tare. Bateriile acestea au calculator în ele, îți spun întotdeauna când încărcate sunt și le poți folosi câte vreme ești începător. Dacă ești profi, o să folosești din astea. Așa arată bateria varianta profesională. Baterie standard versus baterie profesională. 7660 de mAh. Cu descărcare rapidă din nou, adică poți să zbor cu ea până la... 45 de minute? Ești cam optimist. 30? Și 35? 8. Ok, nice. Iar bateria asta, este, vezi cât de mare este, că este și mult mai grea. Da. Ne arată care este limitarea unei drone care poate ridica 2 kg, apropo. Un matriz poate ridica 2 kg de echipament și cu o baterie de genul ăsta zboară în maximum de 38 de minute. Și asta ne arată că dronele pe baterie, dacă vrei să le ajungi să zboare mai mult, să fie baterii mai mari. Cu cât pui bateriile mai mari, cu atât devin ele mai grele și atunci, mai complicat să pui greutate pe ele. Și atunci zona asta de 38 de minute e foarte greu de depășit câtă vreme zburăm cu baterii. Așteptăm dronele cu fuel cell. Oricum, cineva s-a străduit la design. Da, no comment. Asta este alimentatorul. N-avem nevoie de încă o baterie. Pentru telecomandă. Așa, dar ai văzut asta? Pute, de când așteptăm noi asta? Pe USB-C și cu touchscreen. Acesta este DJI Crystal Sky, care poate fi folosit și pe dronele mai anterioare
și este gândit special pentru utilizare afară, în câmp deschis, pentru că este extrem de luminos. Și aici vibrații. Construcție metalică, îmi place foarte mult. Trebuie o secundă ca să fac un plug pentru partenerii noștri de la Brand GSM. .ro, dacă îți pierzi cablu, poți să-l încarci pe USB-C cu un cablu de vie. Asta a fost plasarea noastră de la BrandGSM.ro. Sigur? Da, da, da. Dar este Type-C încărcare sau Type-C 3.1? Că așa Type-C important. Încărcare cu 2.4. Nu este nimic de transferul de date. Trebuie să fii atent să cauți un cablu. Data sync. Da? La Type-C. Sau la 3.1? Ăsta are sistem de operare propriu. Da, și face cam același lucru pe care le faci din aplicația DJI Go. Face inclusiv live-uri. Dă-te cu tablețica puțin mai încolo, uite, fii atent cât de luminoasă e. Deci ziceam că e gândită pentru afară, să poată să bată soarele în ea și tot o să vezi. În condiții de lumină de studio, este atât de luminoasă încât abia o vedem. Are rețea pe 5G. Tu dă-te mai așa că eu scot drona. Vai, cât de ușoară e. Te vitezi, la cât de mare este, nu, dar am încă o senzația de armă. Deci la cât de mare este, este extrem de ușoară, vreo 4 kg și un pic, foarte multă fibră de carbon și materiale compozite. Motoarele acestea sunt 4 motoare, fiecare motor este controlat de calculator și nu o să cadă, sunt drone gândite să reziste și afară, au specificații IP43, este rezistentă, poate să muncească afară, stropie, ceață, ploaie, așadar nu este o dronă obișnuită, este o dronă care va munci, este o dronă care se folosește indiferent de vreme, că nu-ți vine o avarie la un par de fotovoltaice, la o eoliană sau la cine știe ce clădire, atunci când ai tu chef. Asta poate să ajute, spre exemplu, și forțele de ordine. Poliția din Franța folosește așa ceva. Îl bași pe al tău sau pe al meu? Pe al meu, desigur. Bun, hai să vă arăt din față. Asta este partea din față. Să încerc eu să trag brațele din față odată. Și aici avem două camere care ajută drona să o vadă obstacolul. Este o cameră stereoscopică. Cele două, practic, ajută să se poziționeze în spațiu și să detecteze obiectele pe care să le ocolească. Iar camera asta, pur și simplu, ajută drona să vadă înainte. Ca tu să știi întotdeauna la ce se uită, unde este botul și ce vede în față. De ce? Pentru că celelalte două camere... Radu, exact cum îți spuneam. Ok. Vin aici. Una aici și una aici. De aceea, acesta este un M210 și nu un M200, pentru că pe 210 poți să pui două camere simultan care vor fi alimentate și să le poți controla de la sol. Brațele se pun în poziție și se fixează. Cred că am făcut bine, nu? E foarte intuitiv. N-am mai montat înainte până acum una din asta, dar văd că-mi iese. Are LED-uri pe laterale. Și camera, așa de văzut înainte, camera de poziționare și aici sunt sisteme de prindere pentru camerele suplimentare, care pot fi camere de cinematografie sau pur și simplu camere specializate cu infraroșu. Și tare mi-ar plăcea, mi-ar fi plăcut asta iarnă să fac o verificare la casă, știi, să văd dacă pierde căldură pe undeva. Hai să continuăm inspecția. Pe lateral mai avem de pus aici două baterii. Nu, aici și aici. Mai vin niște brațe, vin trenul de aterizare, nu? Pe care îl avem aici. 1 și 2. Deci asta are câteva grame. Este extrem de light. 20 de grame. Până când baci tu unul între picioarele trenului de aterizare, eu o să vă arăt în partea de jos sonare, care ajută drona în faza de decolare și aterizare ca să vadă obiecte la distanțe mai mici de câțiva metri. Și are și aici încă două camere care de asemenea o ajută să se poziționeze corect față de sol. Gata? Gata. Așa de simplu? Da. Hai să ne uităm și în spate, unde avem LED-uri. Uite-mă. Dacă deschizi, poți să umbli și să faci operațiuni. Ai conectorul de expansiune, să adaugi accesorii. Aici ai USB și aici ai împerechiere cu alte accesorii. Cred că poți să-i spui inclusiv goggles. Și aici putem să-i dăm o putere. Aceasta este o dronă gândită să fie inclusiv hackerită. Poți să o customizezi după nevoile tale, pentru că este gândită pentru cei care fac chestii mult mai avansate decât un zburător obișnuit și chiar sunt pregătiți și dispuși să mai și facă programare astfel încât să aibă o dronă mult mai avansată. Tragi de braț, aduci piulița și o fixezi. Foarte simplu și intuitiv. În poziția asta aș putea să-i adaug și bateria, dar nu o să o fac încă. Pentru că acum vreau să instalez camerele. Așadar, am pregătit drona, mai trebuie doar baterii și camere și GPS și telecomandă și o să zburăm la un moment dat. Pregătirea pentru zbor așadar durează un pic. Uite, elicele cât de tari sunt, o să ne uităm și la ele imediat. Nu, dar nu vrem să zburăm încă, Radu. Cât să facem primele reglaje și să conectăm și camerele. Nu ridicăm în studio? Încă nu ridicăm în studio, Radu.
Încă? E omul aici de la Ginex. Nu te da de gol. Noi nu ridicăm dronele în studio niciodată. Nu. Cine a văzut așa ceva, i s-a părut. Hai să vedem ce mai este în celelalte cutii, repede. Mai avem cutii, fii atent. Știi ce aici? Fără să uiți. Lipsesc camerele de pe dronă. Exact, deci camere. Și aici avem Zenmuse-ul Z30. Trebuie să vă atenționez că lui Radu îi plac gentuțele, fiți atenți. Are valvă pentru presurizare. Deci asta este genul de produs care sunt convins că cumpără și de armată. Nu te uita! Nu citesc manualul! Hai, cultură de drone, hai! Stabilizare mecanică, optică, digitală, ce? Zoom? Z30, de la ce crezi că vine? De la 30X zoom. Exact, Radu. Așadar, o ridici în înaltul cerului și poți să monitorizezi din înaltul cerului pe cineva care nu te aude. Avem și un card mic. Deci asta este camera, care are gimbalul și... Asta e aluminiu. Da. Hai, dăm cardul. Alb. O să zic acum o vorbă, dar o să sune ca din cântecele alea. Ia-și. Manualele te ajută, dar nu te fac mai deștept. La drone. Adevărul că este foarte intuitivă. Deci bine echilibrată. Hai să o punem și pe aia altă. Exact. Hai, repede. Hai să-ți facem și a doua cameră. La perfecție. S-a așezat singură. Dronele acestea sunt calibrate încă din fabrică, sunt gata de zbor în teorie. Desigur, ajută să faci calibrări suplimentare și te să și înveți. E de indicat să faci un curs de pilotaj înainte să zbori. Ce avem noi aici este ceva foarte tare. Ce îmi doresc de foarte multă vreme să testez. Este pentru prima dată când o să avem o cameră cu termoviziune pentru drone. Zenmuse XT, powered by FLIR. Cine să uităm 4K are noroc. Ia uite. Ta-na-na. Ce mică și simpatică e asta. Camera pe care tu mână este una de generație mai nouă, care este în stare să tragă 640x512 pixeli, ceea ce pentru termoviziune... Pentru termoviziune e mult. Nu doar că e mult, este scump. 160, rezoluția medie. Deci este genul ăla de cameră care transformă drona asta dintr-o dronă într-o unealtă extrem de sofisticată. Atât. Normal, nu ai nevoie de mai mult. Și acum ne trebuie un adaptor, cred că. Nu. Trebuie un adaptor. Nu ne trebuie niciun adaptor, bagă. Bagă acolo. Unde? Nu? Ne adaptăm. Cine de mai mult? George, ești ok? Băi, deconectat am conectat-o. Cum e cu manualul? Și să unde se duce? Nu, se duce pe placă, nu, o să se adaptează aici și aici o să ne vină asta. Ne există un adaptor din aia, din asta, în asta fix, ca să avem și camera asta aici. Suntem pregătiți? În 3, niciodată. 2, 1. It's alive! Ia. Uite pe acum, face cu ochiul. Deci, camera s-a calibrat și... N-am pus nicio recomandă. No connection. A văzut drona. A văzut bateria, 19%. Le-a văzut pe ambele baterii, adică. Da. Și DJI Pilot. Spune că funcționează, că vede, că... Că e gata de decolare? Ok. Momentul acela. Manual flight sau mission flight. Și aici avem două chestii. Pe manual o pilotezi tu, pe mission flight o poți programa. Wow. Să zboare singură. Faci checkpoint-uri pe GPS și exact. O lași să zboare singură și îți faci un pan perfect sau exact. Rotații la 360 de grade și coborâri și mișcări. Parcul și... tău de fotovoltaice nu pleacă nicăieri. Tu tot vrei să vezi de sus dacă sunt murdare panourile. Îi spui să zboare la punctul A, B, C, D, E, F, unde vrei tu, să se oprească, să filmeze, să facă poze, să facă zoom sau așa și să întoarcă cu misiunea PAC. Îi dai start la misiune, tu aștepți, bei o cafea, ea face munca și aterizează. Ăsta este robotul. Și merge. Și merge. Hai să zburăm. E atât de simplu? Da. Hai să vedem cui iese un Insta Story mai bun.
Nu știu ce face George acolo. Nici eu nu știu ce face Radu acolo. Dar eu o să vorbesc mai tare, pentru că eu o să vă arăt înainte tare, lui. Uite, asta este cea mai tare dronă. Uite ce elici are. Uite ce ecran are. Uite ce cameră. Uite ce cameră. Uite ce cameră. Uite. Ți-am luat față.